Un necaz nu vine niciodată singur, spune un proverb. În ultima perioadă nu s-au scumpit doar alimentele, carburanții sau energia, ci și produsele mai puțin vizibile, dar de care uneori depinde chiar viața oamenilor. Prețurile medicamentelor au explodat în ultimele luni. Inflația, costurile ridicate de fabricație, dar și cele cu transportul și distribuția se reflectă mai mult ca niciodată în prețul final al medicamentelor. Așa s-a ajuns în situația în care, începând cu luna martie, un român scoate din buzunar 19 lei în loc de 7 lei pentru o cutie de ibuprofen, de exemplu. Lista scumpirilor este însă mult mai lungă. Oricum, medicamentele nu-și mai fac efectul. Pe lângă ce sunt ele bune, au o serie de reacții adverse. Și le iei în speranța că o să o duci mai mult. Acum și cu prețul foarte mare, nici nu mai știu ce să cumpere prima dată. Prețurile sunt în concordanță cu situația reală. Păi, dacă fac așa, nu e bine. Să aștepți, pentru că boala nu te așteaptă. Când vin promoțiile, poate tu ești bolnav, ajungi să fii bolnav foarte rău, îți trebuie pastila în momentul când vine boala și atunci îți trebuie. Dar, eu știu, cred eu că sunt puțini din ăștia care, că sunt și compensate, sunt și medicamente, sunt și gratuite. Dacă în cazul produselor care se vând la liber în farmacii, creșterile de prețuri sunt de până în 10 lei, situația este diferită în cazul medicamentelor care se vând pe bază de rețetă. Acolo creșterile de preț au fost semnificativ mai mari. În schimb, fiind decontate integral sau parțial de stat, pacienții care le cumpără nu resimt scumpirile atât de acut. Coplata poate fi zero sau poate ajunge la câțiva zeci de lei. În primul rând, industria farmaceutică este cea mai profitabilă industrie la ora actuală. Acum, să dau medicamentele la ora actuală cum se dau zarzavaturile pe piață. Fiecare cum poate și cum rupe. La farmacie e mai ieftin, la altă e mai scump. Deci, să fac reclame, că nu știu ce, catena inimii mele, mă rog, chestia asta. Și omul se duce și cumpără de nevoie, că n-are ce face. Producătorii de medicamente pun scumpirile de prețuri pe seama costurilor de producție care au crescut foarte mult, de la consumul de energie, din procesul tehnologic, la materia primă și până la transportul medicamentelor. Totul este mai scump, susțin deținătorii autorizațiilor de punere pe piață. Costurile cu materia primă sunt cele mai mari, iar față de anii dinaintea pandemiei, multe din costurile de producție ale medicamentelor sunt mult mai mari.